Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Iar astăzi vorbim despre viitor. Vi se pare un moment dificil sau prost ales să vorbim despre viitorul fermelor? Poate că da. Privind din punct de vedere economic, contextual, suntem într-o perioadă dificilă pentru orice fermă. Și mai mult, suntem la predarea de generație. Cred că n-am văzut mai mult decât în ultima perioadă această schimbare a generațiilor. Fermierii vechi predau copiilor afacerile de familie. Pentru că știm cu toții, afacerile din agricultură sunt afaceri de familie. De fiecare dată, când ne gândim la un fermier, ne gândim la o prezență masculină. Dar ce te faci dacă ești un rege și n-ai trei fii, trei feți frumoși? Ai o fată. Cum se preia această afacere a familiei atunci când ai o fată? Și trebuie să fie fermier în locul tău. Așa că astăzi avem ocazia să fim în ferma Oprina și să vorbim cu Roxana Oprina. Alături de noi se află Liviu Dincă, consultant și prieten al acestei ferme. Vorbim de Roxana și am să vă fac o scurtă introducere. Are 35 de ani, lucrează alături de tatăl ei după ce a încercat viața în multinaționale, viață de oraș și acum o găsim pe teren. Doamnă de 5 ani, Roxana Petricioaia Oprina. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Lucrăm 1200 de hectare doar pe raza comunei Moldeeni. Ce înseamnă să preluați ferma părinților dumneavoastră? Cum vi s-a părut? Cum ați văzut viața de la fermă versus viața din oraș? În primul rând vreau să menționez faptul că nu a existat nicio constrângere nici din partea părinților, nici de altă natură. În momentul în care mi-am dat seama realmente că e ceea ce îmi doresc, am hotărât să, împreună cu soțul, să ne întoarcem acasă, să lucrez împreună cu părinții. Nu a fost neapărat scopul să preiau afacerea familiei, sigur. Asta este viitorul. În momentul în care m-am simțit pregătită că pot să fac această schimbare, împreună cu soțul am hotărât să ne relocăm acasă. Cum a fost? Pentru că e frica aceea și mie mi-ar fi frică. N-am lucrat până atunci. Cât agricultură știu? Știam de acasă, de la părinți, doar despre ce e vorba în mare. Însă cel mai mare avantaj este că am cei mai buni profesori. Odată părinții și apoi consultantul cu care colaborăm, domnul profesor Liviu Dincă. Am văzut astăzi, în evenimentul de astăzi, am văzut multe fete tinere, apropiate de vârsta dumneavoastră, care au venit în câmp având aceeași misiune, să ducă mai departe afacerea părinților. E mai greu sau mai ușor pentru o fată? Aș putea să spun că e o oarecare presiune, dar nu e greu. Nu consider că trebuie să existe diferențe de gen în niciun alt domeniu, cu atât mai mult în agricultură. De ce să existe mai mulți bărbați și nu mai multe femei? Nu, nu, nu. Mi-ar fi plăcut ca această emisiune să o pot păstra pentru data de 8 martie, dar sunt așa de multe lucruri frumoase pe care le-am văzut în câmp și sunt atât de multe subiecte încât nu e aici doar... Și m-aș bucura ca după această emisiune să fiu de altfel un precedent. Adică să aud că tot mai multe femei, tot mai multe fete se îndreaptă către acest domeniu. Nu e un domeniu spre care se îndrepte unul singur. E clar că părinții au nevoie, fermierii bărbați au nevoie de curaj să lase în mâna fetelor ferma. De fiecare dată, cu cât mai e un soț, cu cât mai e pe cineva sigur, alături, cu atât, atât ne va fi mai ușor. Care este structura de culturi? Cam pe cele 1000 și ceva de hectare ce punem? Avem 1200 de hectare. În fiecare an structura diferă în funcție de asolament, însă cea mai mare pondere o au culturile de toamnă, rapița și grâul. Anul acesta am înființat rapiță pe o suprafață de 580 de hectare. Și totodată anul acesta a fost și o premieră, practic am făcut trecerea către o nouă tehnologie, o tehnologie sustenabilă, către no-till. Principalul motiv pentru care am optat această tehnologie a fost reducerea costurilor. Practic aici am avut o singură trecere, după recoltat, doar însămânțat. Am înființat cultura de rapiță direct în arătură, o singură trecere. Față de parcela de vis-a-vis, unde am avut mai multe lucrări. E vorba de arat, discuit, tăvălugit. Domnule Liviu Dincă, una dintre fermele prietene dumneavoastră este ferma la care suntem astăzi. A fost greu să-i conducem către no-till? Și de ce no-till? Păi ori trecem direct pe no-till, ori că luăm toate etapele, tot. Ferma este pregătită, lucrez cu această fermă din anul 2016.
e din comuna mea natală, așa comuna Mâltei, județul Teleorman. Și acum, la data de 10 noiembrie, când discutăm, am trecut prin mai multe perioade. Perioade diferite din punct de vedere climatic. Aș putea să o iau cu începutul. Anul agricol 2016-2017 a fost un an obișnuit. Ultimul an obișnuit din punct de vedere pluviometric. 2017-2018. Un an obișnuit din punct de vedere pluviometric. 2018-2019 a răsărit grâul în primăvară. Din câte mi-aduc aminte, n-am avut rapidă deloc la această fermă. 2019-2020 n-am avut rapidă la această fermă. A fost 2 ani fără rapiță. 2020-2021 am avut rapiță, dar seceta a fost instalată din toamna anului 2018. Producțiile au fost sub așteptările noastre. Unde am ajuns la 2021-2022? Seceta pedologică s-a accentuat. 2022-2023, la fel, seceta pedologică s-a accentuat. Și anul acesta, nu curaj, așa a fost conjunctura climatică, să trecem către această direcție, să încercăm o pondere semnificativă în cultura de rapiță pentru început, cu 130 de hectare de rapiță semănată în sistemul de no-till. Ce vă place la agricultură mai mult? Adică sunt oamenii altfel, cei care lucrează în agricultură, față de ce ați văzut până acum? Din punctul meu de vedere sunt mult mai deschiși. Viața de zi cu zi este mult mai interactivă, este mai dinamică. Nu există viață de birou decât dacă ne dorim, ceea ce nu ne mai dorim, viață de birou. Și da, într-adevăr, oamenii mi se par mult mai sociabili și mai dornici de a... Învăța unii de la alții. Exact, da, simt că există o deschidere către schimbul de informații, schimbul de practici. Niciun alt domeniu nu depinde atât de mult de vreme și atunci niciun alt domeniu nu este atât de supus impredictibilului. Iar ei, astăzi am văzut, se sfătuiesc, au fost în acest teren chiar și oameni care nu cred în... Și generații diferite. Exact. Generații diferite care au răspuns afirmativ la o invitație care avea ca subiect de dezbatere o schimbare. Liviu, da, sfatul meu e așa, nu că noi tot timpul am mers că încercăm. Tu l-ai zis întotdeauna, nu încercăm. De la anul fiecare trebuie... Cea mai mare problemă la rapid în no deal... Nu, mă, Liviu, are ce spune. Noi facem așa. Exact, așa ar trebui. De la anul ar trebui făcut, pentru că e clară. Ia vino, ia. Zic că toată lumea ar trebui să facă. Nu mai e de încercat, că e clar că avem probleme mari. Noi am văzut-o acum 2 săptămâni, de-aia zic. Și era diferență foarte mare. Aia suferea de apă. Asta nu. Adică era ok. O să își revină, da. O să ajungă, da. Acum vin eu cu o chestie. Încercați. Nu faceți în prima pe toată suprafața. Încercați. Dar mare atenție cum tratați cultura de grâu sau cultura premergătoare. Pentru că asta este o plantă de rapiță unde a fost un greș. Repet, aici nu a fost aplicat niciun insecticid. Deci asta e o plantă de rapiță care a fost atacată de păduchele cenușiu de asite. Și asta e o plantă normală de rapiță. Obișnuită, cum îmi place mie. Da. Deci cam astea sunt diferențele. Dacă nu se acordă o atenție deosebită la cultura de grâu, nu face rău. Ca să facem trecerea către această direcție, iarăși ne ducem la început. Am avut grijă în anii din urmă să curățim terenurile, erau deja curate și am introdus într-un mod mai accentuat folosirea erbicidului total pe miriște și anul acesta, da, am zis că avem curaj să încercăm o suprafață de 130 de hectare de rapiță semănată direct cu vadăștad rapid de 6 metri. Semănatul s-a început la data de 28 sau 29 august, nu mai știu exact ziua, că 28. Eram pe alergare într-o parte și într-alta, nu mai știam de capul meu că peste tot se instalează o secetă cruntă și aici avea ceva umiditate în sol. Am zis să încercăm cu speranța că vom avea un an prielnic în această direcție și se pare că a răsărit rapița și în arat, și în sistemul convențional și în sistemul no-till.
După cum ați observat în câmp, în Arad, avem mai multe buruieni anuale dicotile față de sistemul neconvențional, sistemul no-till. Este acest an un an important pentru dumneavoastră, în sensul că ați avut emoții lucrând alături de Liviu Dincă, sunt convinsă că au mai fost insistențe. Hai să încercăm. Ce sol am ales pentru a face treaba asta? Pe fondul nivelului tot mai redus de precipitații din zona noastră, generate de schimbările climatice, practic am fost nevoiți să ne îndreptăm către această tehnologie. Semăna direct în Miriște, o suprafață de 125 de hectare din totalul de 580. O provocare. Ce probleme vom avea în no-till și nu le avem în convențional, în arătură? Acum, bine ar fi în această direcție să vorbim numai de dezavantajele sistemului no-till. N-are rost să spunem avantajul no-till din punct de vedere tehnic, pentru că acolo îl cunoaștem cu toții. Dacă acest sistem va reuși, e un avantaj din punct de vedere economic. Dar acum să mergem și pe partea din punct de vedere tehnic. Clar ne dorim un spor de producție mai ridicat față de sistemul convențional. De ce? Toată lumea spune că când intri în no-till ai regres. Nu e adevărat. Deci dacă îți pregătești terenul către această direcție, nu ai pierderi de producție. Problema care este într-adevăr una extrem de periculoasă, volbura. Cum volbulul, toată lumea o cunoaște, răsare pe marginea drumului, are o pâzlă albă pe ea, albugo candida. În sistemul rapid semnat în no-till, întâlnim această boală. Albumela cruciferelor, denumirea populară, sau albugo cruciferum, denumirea științifică, face parte din familia Pitiaceae, o boală care nu o întâlnim în sistemul convențional. Chiar dacă semănăm rapid în trundit la 10 cm, această boală nu mai apare. În sistemul de no-till apare. Deci trecerea către acest sistem de agricultură trebuie în primul rând să avem resturile vegetale curate de fungi, de boli. Să nu avem boli la grâu, la cultura grâului. Mai primiți cu întrebări? Da, chiar te rog. Se spune că atunci când trecem minimum til, din câte de la recoltat trebuie să ai grijă cum împrăștii paiele. Ați avut grijă la recoltă să împrăștiați paiele uniform, să nu rămână... Da. Deci... Da. Nu începe cu semănatul direct, nu, începe cu recoltatul din... Începerea sistemului de no-till la Măldăieni, da, fiind un sol argilos, da, a început cu pregătirea din anul agricol 2016-2017, când nu am semănat în lucrare superficială nici grâu, nici rapid, ci cu un plan de tratamente foarte bine făcut, să nu repetăm acelea substanțe active și să încercăm să eliminăm bolile în timp. Practic, noi am fost pregătiți atât din punct de vedere al lucrărilor solului pe care le-am făcut până acum, cât și din punct de vedere al utilajelor. Dacă noi am fi avut grâu bolnav la recoltat, împrăștiam boala pe câmp. Păi dacă puteam? Grâu bolnav, nu știu, zic, rămânea un... Păi dar nu avem cum, păi înseamnă că nu suntem profesori, nu ne facem treaba. Nu? Ce alte probleme vom avea? Păi eu spun că asta ar fi una dintre cele mai periculoase probleme. Cum o stăpânim? Aici trebuie să fim foarte atenți ce facem la cultura premergătoare care am avut-o înainte de rapid. Adică grâul în cazul nostru. Grâul în cazul nostru, da. Adică să n-avem niciun greș la aplicarea tratamentelor, de aceea în fermă a fost achiziționat un utilaj, un sprayer Pantera de la Amazon, care închide diuză cu diuză, tocmai să nu mai avem probleme de genul acesta. Cum ați văzut și în câmp, o dungă roșie de rapiță, care acolo, pe lângă faptul că am avut păduchele cenușiu al cruciferelor, care el a dus la, și afide, care au dus la virusare, ați observat sistemul radicular, diferența dintre cele două plante de rapiță. Trebuie să fim foarte atenți pe aplicarea tratamentelor fitosanitare. Ce alte probleme? Pentru că toată lumea spune, când intrăm în no-till vom avea probleme cu șoareci, când intrăm în no-till vom avea probleme cu buruienile și cu bolile mai mari decât de obicei. În sistemul de no-till apar mai mult buruieni perene. Nu apar să reduc buruienile anuale. Din ce motiv? Noi nu mai întoarcem brada să aducem la suprafață semințele de buruieni anuale.
le lăsăm acolo. Deci ele clar nu mai germinează, rămân la o anumită adâncime. Stratul de sol este acoperit cu mulci, deci nu le dă voie acestora să răsară. Dar în schimb, burianele perene, vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Să nu uităm, în anii 1970-1980, Cynodon dactylon, pirul gros, era băgat în categoria burienilor de carantină. Deci, sau Agropiron repens, după cum s-a schimbat noua denumire, Elimus repens, nu avem voie să avem așa în sistemul de noutil. Adică renunțăm la noutil dacă apare această buriană. Sau, cum îi mai spune la poligonul avicular, troscot, parcă. Deci, vorba fermierului, puteți vorbi și pe românește? Încerc să... Da, știu că e greu. Da. Iar în, dacă apar aceste buruieni, clar trebuie să rezolvăm această problemă. Aplicarea erbicidelor în sistemul de noutil, trebuie să ne gândim că nu putem să aplicăm erbicide cu rezidualitate că rămân la stratul de suprafață. Noi dacă nu mai modificăm stratul de mulci, acel erbicid se poate activa. Că astăzi am avut ocazia să ne prezentați aceste tehnologii față în față. Ne-a despărțit doar un drum de un metru și jumătate, astfel încât să vedem pe parte noutil, pe parte în arătură clasicul. Pentru care mizați sau ce așteptări aveți de la una, ce aveți de la alta? Așteptările sunt mari și pe partea de miriște și pe partea de arătură. După cum ați văzut, cultura arată bine și în cea convențională. În emisiunile trecute, domnul Liviu Dincă spunea că cel mai mare prag pentru trecerea către noutil este pragul psihologic. Așa este. V-a pregătit ani de zile pentru treaba asta? Eu sunt deschisă la schimbare și am acceptat, am îmbrățișat din prima. Trebuie să recunosc că inițiativa a avut-o domnul Liviu și nu am stat foarte mult pe gânduri. Iar de la anul, dacă producțiile vor fi cele scontate, intenționăm să mărim suprafața cu această nouă tehnologie sau poate chiar să trecem 100%. Știți, toată lumea atunci când au trecut în no-till, am avut fermieri, ferme, în care când au trecut în no-till, nu știu să spun câtă pregătire au avut înainte sau dacă au avut un consultant, cum este Liviu Dincă, să fie aproape și să spună, uite pe sola asta, mergem și facem, au avut o culmea, o descreștere a productivității și atunci au renunțat ușor. Este posibil ca în primii ani producțiile să fie puțin mai mici decât în sistemul convențional. Dar vă veți baza pe cheltuielile reduse. Exact. Vom avea în spate un cost economic mai redus. Și atunci, în ceea ce mă privește astăzi vorbind, n-aș da înapoi. Dar ne vedem în vară, vedem producțiile și stabilim pe viitor planurile de viitor. Aici aș avea rugămintea, dacă doriți să veniți 2 minute. Deci observați rădăcinile de rapiță. Sunt active și vreau să spun că valorifică și ultima picătură de apă. Cum se procedează științific? Se umple această groapă cu apă și măsori câți centimetri viteza de infiltrație a apei în sol. Dacă viteza de infiltrație a apei în sol depășește 10 cm pe zi, înseamnă că planta nu va valorifica apa, o vei pierde. Se duce în profunzimea solului mai repede decât poate să o preia. Păi, Adi, uite-l! Asta e structura. Un sol nemodificat. Dar, dacă o să avem un metru de zăpadă, e posibil să ne întoarcem la tehnologia clasică. Dacă nu vom avea un metru de zăpadă, rămâne liniștit aici. Bravo! Asta a fost cea mai tare vorbă de azi. Nu? Și e foarte corect. Da? Da, e bine, pentru că e vorba de tartea. Ceea ce cred că nu vom mai avea. Deci ne adaptăm în funcție de vreme. Exact. Asta e o crăpătură. De vreme și de vremuri, știți? Da. Și vremurile. Nu, deci, trebuie să înseamnă că acea planificare pe 4-5 ani o facem. Dar se poate răsturna totuși. Dar clar mi-e greu să cred că domnul Ștefan acolo lângă tine se va mai întoarce la tehnologia clasică. Sau dacă
Vorbim acum din punct de vedere de economist. Uite, și Michi Rezeanu, dacă el va înființa cultura pe un preț redus, se va mai întoarce? La tehnologia clasică? Dacă nu fac profit. Dacă nu fac profit. Domnule Dincă, dacă deja vă știe lumea drept omul cu cazmaua, iată că de data asta mi-ați mai adus încă un instrument pe câmp. Despre ce este vorba și la ce am văzut astăzi? E un penetrometru de sol care arată gradul de compactare al solului. N-am văzut fermieri urmând prea des cu el în câmp și de asta vă întreb. E, acum, exact cum am fost și la Vișina, nu spune tot ce știi, nu fă tot ce poți, că n-ai ce să mai spui și n-ai ce să mai faci. Trebuie tot timpul să ai și câte o unealtă de genul ăsta ca să te duci tu să verifici exact cum stă treaba. Revenim la sistemul în arătură. Clar s-a fost talpa plugului. Și asta a dus la o compactare mai puternică să intre penetrometru în sol. Cât a intrat la arătură? Cât a intrat la arăt undeva la 20 de centimetri, iar în sistemul de noutil undeva la 40 de centimetri. Ce ne dovedește asta? Ce înseamnă asta? Cum pot rădăcinile plantelor să penetreze solul respectiv, să ducă în profunzime? Care vrea să vadă care e gradul de compactare al solului? Vrea să-l verifice careva? E foarte important. Hai mă, du-te mă, verifică. Tu ai de asta, nu? Nu am încă. Nu. Uite, apăs. S-a dus părușul, gata. Merge. Atât. Ia. 10, 20, 30, 40. Ce mai e? Nici cu plugul nu lucrezi atât. Da. Ia să încerc și în partea cealaltă. Telespectatorii fidele emisiunii noastre, cei care au văzut emisiunea realizată în Agromec Vișina, au văzut prin structurile de sol, gropile pe care le-ați făcut dumneavoastră, ce înseamnă permeabilitatea. Iar astăzi am vorbit mai mult despre permeabilitate decât am făcut-o data trecută. Și am văzut prin comparație și mi-a demolat și mie acel mit că terenul în arătură e mai afunat și mai permeabil față de cel în noutil. Iar astăzi am văzut că în arătură permeabilitatea era mai mică față de noutil. Da, am din ce cauza? De ce? Când s-a întors brada, noi am avut anul ăsta în jur de 2 luni jumate, 30, 60, undeva la 80 de zile, temperaturi de peste 40 de grade. Când s-a întors brada, acolo unde ați văzut rapita în arătură, a fost arat de două ori cu disc, cu tăvăluc și după aceea semănat. Față de când s-a întors la suprafață, clar viața microbiană acolo n-a mai fost deloc activă. Versus unde a rămas stratul de mulți la suprafața solului. Știți, încercăm să demontăm împreună miturile despre no-till. Mai au toți impresia că ne trebuie utilaje atunci când trecem de la convențional la no-till. Avem nevoie de utilaje noi? Avem nevoie de utilaje noi, însă pe partea de aparatură de utilaje noi am fost pregătiți, având două semănători de precizie, având combinele și tehnica de recoltat. Deci din punct de vedere al utilajelor... Da, dar le aveam deja. Astea nu sunt cumpărate pentru că făceam no-till. Acum, Gabi, mergem pe o direcție care trebuie să ne adaptăm. Suprafața României s-a mărit... între ghinimele, venind Ucraina lângă noi. Tranzitul de cereale care are loc prin România. Nu era deschisă această graniță până se înceapă conflictul dintre Rusia și Ucraina. Dacă ne gândim, nu mai dictăm noi prețurile la cereale, la nimic. România, în ultimele cifre pe care le-am auzit, ar fi realizat undeva la 8 milioane de tone de grâu, iar Ucraina 30. Nu mai dictăm noi prețurile, iar Ucraina merge pe 70-80% din suprafață pe no-till. Reducerea costurilor energetice pe unitatea de suprafață. Acum, și noi trebuie să ne adaptăm din punct de vedere economic. Nu avem ce să facem, nu ne putem opune. Nu, vă întreb dacă cu ce avem la ora asta în ferme, putem să trecem către noi. Da. Deci suntem pregătiți 100% să trecem către direcția de no-till. No, în sistemul de no-till, sistemul de no-till, grâul se recoltează mai de sus. Deci miriștea trebuie să rămână mai înalt. Asta e în sistemul de no-till. Extrem de important recoltatul. În sistemul de no-till trebuie să recolteze de sus. Cât de sus?
Dacă pot să, pe viitor, că și aici mai avem de completat un header care recoltează de câspicele sau dacă nu, lăsăm miriștea de 15 cm. La ce ajută asta? Rămân paiele în picioare și mai puține resturi vegetale jos, să-i dea voie patinei de la semănătoare să seamene mult mai uniform. Vom avea grijă să semănăm într-un alt fel? Adică mai adânc, mai la suprafață? Cine ia decizia în no-till? Schimbăm altceva la rețeta de semănat? Păi no-till... La recoltat schimbăm. Ridicăm header. No-till în agricultură sunt două tehnici de tehnologie. Tehnologia convențională și tehnici neconvenționale de agricultură, unde intră și tehnologia no-till. Este cu totul și cu totul o altă tehnologie de agricultură. De exemplu, rapița care am văzut un câmp nu are niciun fel de fertilizant. În tehnologia de no-till, noi la anul o să ne încercăm pe treaba asta, trebuie să trecem pe îngrășăminte lichide, pe oan. Nu mai putem să folosim îngrășăminte solide în sistemul de no-till. Nu se folosesc îngrășăminte solide în util. De ce? Ar putea fi o întrebare. De ce lichide și nu solide? Să zicem, mergem la fertilizat cure. O împrăști la 4 cm, 5 cm granulă de granulă. Și ea automat în jurul ei se formează o altă reacție a solului pe zona respectivă, pe când aplicând UAN, te aplică uniform cu autopropulsata, cu giuzele de 0,8, giuze de UAN. Trecem pe UAN? Trecem. Încercăm o mică suprafață și vedem rezultatul. Cum a fost pentru dumneavoastră să treceți de acest prag psihologic, nu mai dau îngrășăminte? Din punct de vedere economic... Ați zis da? Sigur. Regimul pluviometric deficitar. Nu poți să te duci la un fermier și să-i spui, hai să facem cheltuieli, nu rea să răsări cultura și deja facem cheltuieli. Nu, aștept răsare cultura, vezi cum arată și după aceea luăm îngrășământ. Dar clar, planul e descăderea dozelor de îngrășăminte și creșterea eficienței economice. Chiar nu mai știu acum cât costă, suntem în data de 10 noiembrie, chiar nu mai știu cât costă tona de îngrășăminte azotoase. Presupun că au mai crescut în perioada recoltatului, au avut un preț mai scăzut și acum au început să crească. Domnule Dincă, sunt mulți care v-au spus sau spun, e ușor să faci pe banii altuia agricultură. Sincer? Da. Iar e poftat. Da. Nu m-am gândit niciodată să renunț la această meserie pe care o am. Dar aș face o mâncă. Dacă nu aș avea și o relație apropiată cu partenerii cu care lucrez, mâine aș renunța. Acum, dacă ar veni un fermier și ar zice, vrei să lucrăm? Răspunsul meu ar fi nu. Ei, acum vine momentul ăla în care să vă întreb, are agricultura viitor? Da. Vedeți în viitor revenirea condițiilor climatice? Nu. Vom fi din ce în ce mai rău din punctul ăsta de vedere al precipitațiilor? Da. Trebuie să ne obișnim pe segmentul ăsta. Din păcate, pe rada comunei Mălzeni este exclus irigatul. Deci mergem de oriunde și ne ducem nicăieri. Deci noi nu avem posibilitate de irigat. S-a irigat probabil pe timpul lui Ceaușescu din Olt. S-a adus apă până în Mălzeni, nu știu la câta treaptă, nu știu. E aproape imposibil la momentul acesta să deschidem subiectul de irigat. Până la pânza de apă freatică, cred că sunt undeva la 30 de metri. Gabi. Pentru că și irigațiile în sine presupun costuri foarte ridicate. Da. Deci, nu mai pot să... Să luăm un calcul, că tot stau și mă gândesc, cum am putea noi să facem, să forăm puțuri? Ok, dar ce debit am? Că eu știu că noi avem apă în Mălăieni, forată prin apă în comună, din 2000. În anul 2000. Da, nu mai zic, acum avem și canalizare, e altceva. Dar vreau să spun că la noi irigatul momentan este exclus. Nu avem nicio posibilitate să aducem apă, să irigăm. Și atunci trebuie să adaptăm tehnologia la ceea ce avem. Păi ce avem la momentul ăsta? Avem utilaje și sol.
Este acum rapița la stadiul acesta dezvoltată? Îi vom da un regulator de creștere sau este ok să intre așa în iarnă sau mai mare? O lăsăm să intre în iarnă și ne vedem de treaba noastră. Păi ori facem reducere de costuri, păi ori ne aruncăm. Păi serios acum, dacă cineva, uite, dau un exemplu, dacă cineva ar fi avut rapița răsărită, cum e acolo. Tu dacă ai fi văzut rapița răsărită în sistemul ăsta de nou util și stai de vorbă cu alți colegi fermieri și ei spun, măi, eu n-am rapiță, eu n-am rapiță. Tu ce faci? Te duci să pleci? Da. Eu nu. Noi stăm liniștiți, ne vedem de treaba noastră, nu ridicăm costurile. Care mai e rolul unui consultant astăzi? Au fost momente în care toți fermierii, atunci când au fost precipitații, toți știau să facă agricultură. Iată că vin condiții din astea grele. Uite, din punctul de vedere a unui tânăr fermier care se va ocupa de agricultură, ați face tot ce faceți fără un consultant alături? În mod cert, nu. În mod cert, nu. E nevoie și de curaj și, pe de altă parte, foarte multă știință, foarte mult studiu și o bună colaborare. Un fermier s-ar descurca oricând fără consultant. Da? Dar fermierul discută puțin de partea de câmp și discută mai mult cum să obțină un preț mai bun la vânzarea cerealelor, cum să obțină un preț mai bun la inputuri, cum să obțină un preț mai bun la îngrășăminte. Și atunci îi acordă mai puțin timp la partea de câmp. E simplu, eu, de exemplu, lucrez cu mai multe ferme și eu asta fac, mă duc în câmp. Să zicem, dau un exemplu, am fost astăzi la 10 Oprina și am văzut o problemă. Plec de la 10 Oprina în altă fermă să văd dacă acea problemă este și acolo. Acolo găsesc altă problemă. Mă duc în altă fermă să văd dacă găsesc cele două probleme în ferma respectivă. O găsesc pe a treia. După care mă întorc înapoi la Oprina și mai văd o problemă din celelalte care era un procent mai mare într-o altă fermă. Și atunci îți faci un calcul și știi exact, te duci la omul respectiv și spui, uite, avem problema asta, problema asta și problema. Și atunci, da, hai să le tratăm dacă e cazul. Dacă nu e cazul, le lăsăm în pace. Deci ăsta este rolul unui consultant, să vadă cât mai multe ferme, suprafață cât mai mare. Fermierul nu are timp să urce în mașină să ducă și la ferma X, și la ferma Y. Practic, și la fermierul ferma își vede doar propria... Și e ușor să greșești, exact, stând în bucățica ta. Toți fermierii ar face reducere de costuri dacă ar cumpăra cash. Uite, dau un exemplu. Dacă mâine ar trebui să aplici un produs care costă, nu știu, 70 de lei, să zicem că te costă undeva la 40.000 de lei, o trecere pe toată suprafața. Și n-ar trebui să plătești la recoltare. Și ar trebui să plătești atunci. Te-ai gândit de două ori înainte să aplici produsul respectiv? Este foarte ușor. Deci, uite, mai spun o chestie de genul ăsta. Dacă vrei să-ți comanzi un tractor, să nu-l plătești în leasing. Plătește-l cash. Te gândești de două ori. Te gândești de două, trei ori. Asta este și până la urmă e și de imagine. Eu, dacă aș greși, mi-aș distruge imagine. Și eu trebuie să am grijă de imaginea mea. Și imaginea mea și imaginea fermelor cu care colaborez.